domnul Leonardo Rovdei, a existat o notificare în anul 2016, martie sau aprilie, anul 2016, iar în urma acelei notificări există acum o procedură în instanță și din ce am înțeles din discuțiile purtate, domnul Rovdei este chemat în instanță pentru evacuarea spațiului respectiv și, bineînțeles, se va judeca cu primăria municipiului Pești în acest sens. Dar punctul de plecare reprezintă acel document din 2016 și este în urma unei modificări legislative care a apărut în premergător acestui document care a plecat în cadrul primăriei. Deci, de către primărie este chemat în instanță din 2016? Nu, domnul Toroptei, da, este chemat în instanță de către primărie și probabil că va exista o contestație din partea dânsului mai mult ca sigur.